Unitatea de învățământ din satul Horezu funcționează cu o mână de școlari, o întreagă clădire pentru doar 5 elevi și o învățătoare care face naveta zilnic zeci de kilometri. Fac naveta cu mașina de la Stăniște aici la Horezu. Și cum o să fie acum pe timp de iarnă? Acum pe timp de iarnă o să fie mai greu. Eu sper să se rezolve cu drumul, că este mai dificil de ajuns, dar să sperăm că o să rezolve. Elevii sunt de toate vârstele, de la grădiniță până la clasa a patra. Toți școlarii tremură de frig în clase. Fetițele declară că și-ar dori să aibă mai mulți colegi. Dacă școala s-ar fi închis, copiii ar fi rămas neșcolarizați. Ce să fac un bețișor? Să îl supăr pe Azor, păsărelele să alung sau o floare să îmi pun? Dacă aș face ce vă spun, nu aș fi un copil bun. Primarul comunei Turcinești declară că nu va accepta nici în ruptul capului ca elevii din satul Horezu să rămână fără studii. Încercăm cu toate eforturile să menținem școala Horezu, pentru că s-ar putea pe viitor să mai redreseze, să mai apară copii și să menținem cât de cât această școală. De la anul, două dintre eleve vor pleca la școala din Turcinești, așa că unitatea fie va funcționa cu doar 3 elevi, fie se va închide.